Lasă-mă că prin ce trebuie la asta să treacă vacile și nu știu ce-i bun. Acest depozit va fi izolat cu ajutorul acestor suluri de lână bazaltică. Bună, băieți! Aici vă prezentăm montajul unei nave. Structură metalică, ușoară. Montajul îl facem cu ajutorul unei plataforme elevatoare. Vă prezentăm montajul din mai multe unghiuri și firma care o realizează. Cum observați, avem montaj de dublu arc țesut. Acum am terminat de montat prima coreie. Acabamos de montar la primera coreia. Seguimos montando la estructura del techo. Continuăm să montăm structura coperișului. Vom ține la curent. Cum facem cu scara, uite, ca asa zici ca e aliniat ce-mi facem cu masina? A dat fiat doua zi cum avem masina? Si ca faci. Ia. Se mișcă, se moară, vite. Ce la cine? Păi se mișcă, te balancează tihera. Dar ce se fie frică? Nina, dar pune mâinile pe Nina. Pune mâinile pe ăla că nu mișcă. Și dacă pune la pe casa lui Ivan Turbincă. Uite eu. Espectacular!
spate încurcă la... Legam acolo de aici și întindeam ciolofanul, că așa am făcut până acum, dar dacă întinde de elevator, nu te mai poți mișca. O ai fix. Nu, e bine. Și acolo tachezi cu scara obligat. Hai, 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 sus. Așa. Așa. N-ar fi prind eu acum, nu? Nu, n-ai o să nu ne zboare asta. Nu, ăsta nu cred. Nu mai răzut. Bun? Aici agățat nu aici. Nu am, că și eu mă bag așa, ca să-l trag. Ai grijă la genunchi și poate la gât. În genunchi? N-am la ce. În genunchi. În genunchi și în coate. Nu. O dau mai în spate? Cuțel? Nu, bă, hai. Hai? O zice, Radu, că n-ai unde să agățe celofanul, am zis că ai grijă la genunchi și coate. Hai, da. După aia zici că n-ai fost tu, ca și cu cheia. Care cheie? Radu, mergi. Radu, te dă la față așa. Nu, m-am uitat înăuntru să nu... Așa, să nu cadă între elevatorul și... Nu lăsa, nu da. Nu, dar nu da. Unde te-a ajuns? Aici, aici. Așa. Hai, că nu e bun, că nu e nimic. Așa e, caută un lucru în care se poate vedea bine. Sunt trei și nu s-au dătate, dar în 5 de ani. Da, dar n-are, n-are de ce. Dar noi trupei de-al mașină. Uite pe acolo. Vezi că Adi merge în urmă. Să meargă Adi primul, că e cam prins. Să meargă Adi primul. Hai, uite. Da, bine, așa, da, așa, Adi, da, așa. Da, așa. Așa, 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 două secunde. Nu te mă urca, nu te mă urca. Ba da, lasă-mă pe. Auzi, nu mai te grăbi. Nu mă grăbi. Noi vini, dar la Mihai e ieși. Bine, trebuie să cobor de acolo jos după cum văd eu. Stai să vă lade. Așa e, foarte bine. Foarte bine. Uite, la Mihai ce trebuie. Adi, eu nu văd aici. Acolo, acolo e prea mult. Înseamnă că trebuie să meargă la Mihai. Jumătate de metru. Atât. E bine, dacă ai jumătate de metru într-o parte... Așa de formă. Uite, nu bate bine. Păi asta nu bate bine.
Radule, ține acolo, Radule, tu și începe costel de la mijloc spre mine. Trage spre tine, Radule, ciolofanul afară, în dublu. Hai. Așa. Dar dacă las-o pe Radu, că Radu mi-e teamă cu... Nu trage așa. Ia, hai și mai încoară. Hai, bate costel de la mijloc spre mine. Adi, am... Cât e aluminiu, un pic mai mult. Un pic. Hai. Ușor. Hai că costele. Stai să-l bag. Ei, dă-i. Vine, pun din partea cealaltă. Așa facem, bă. Buenos días, chavales. Tenemos por delante un nuevo día de trabajo. Ahí tenemos un pequeño almacén cubierto de lona. Por encima de esta lona vamos a poner lana mineral, rollos de lana mineral. Para que en días de calor no se caliente. Ahí tenemos los rollos. Dentro de poco os vamos a presentar también otro vídeo con su colocación. Buenos días, chavales. Estamos a las 8 de la mañana y mira cómo está el plástico. Se ve una línea que delimita la parte que está ya aislada con la lana mineral y la que no está. Esta es la prueba viva de que este sistema funciona. Vamos a grabar también por arriba para que se vea el asunto. Mirad, chavales, la explicación por la cual
se veía la línea que delimitaba la parte aislada de la parte que está sin aislar todavía. Esta es la parte sin aislar, la parte blanca, ¿vale? Con una lona, con un plástico opaco. Y esta es la parte aislada ya. Tiene lana mineral, ¿vale? Se ve ahí. Y la chapa ondulada verde por encima. Se ve como